Teritoriul României prezintă o mare varietate de valori cultural-istorice, artă populară, etnografie, folclor, tradiții, vestigii istorice, un cadru natural de excepție cu un fond peisagistic variat și pitoresc. Toate acestea nu fac altceva decât să sporească valoarea turismului rural românesc. Specialiștii în turism atrag atenția că nu trebuie să exagerăm când vine vorba de agroturism. Știți cum e cu drumul? Suntem pe drumul cel bun că ținem drumul de mijloc. Asta este adevărul. Dacă, de exemplu, ai o pensiune de 5-6 camere și o curte mare și frumoasă și datorită faptului că ți-a mers bine o vreme sau ai avut turiști, vrei să mai faci niște camere și mai tai din curtea respectivă și mai duci mai departe de casă văcuța care dădea lapte, fără să-ți dai seama, duci mai departe și de interes locația ta. Tu zici că progresezi, ai mai mulți metri pătrați de cazare, dar de fapt e de ce în ce mai puțin interesant. Oamenii care vin de afară vin să găsească o pensiune cu 5 camere și cu gazda care le aduce ouă de la găină, le mulge văcuța și le pune lapte proaspăt. Dacă se transformă într-un conglomerat nici măcar foarte frumos sau foarte estetic, pentru că tot nu-i de la început făcut așa, tot mai adaugi vreo 2-3 camere pe an ce trece, cu siguranță că satisfacția e mai mică. Deci suntem pe drumul bun, dar să nu exagerăm. Ca destinație, vacanța la țară tradițională, românească, în Bucovina, în Sibiu, în zonele din zona Brașov, sunt foarte bine de dezvoltat și de ținut în specificul nostru românesc. Datorită bogăției și frumuseții zonelor rurale, acestea sunt bine populate, iar tradițiile, obiceiurile populare, transmise din generație în generație, ca și legendele și poveștile localnicilor, sunt atracții clare pentru turiști, alături de vinuri, rachiuri, ori preparate gastronomice tradiționale.